Din 1 ianuarie se spune bună dimineața la anul nou. Pentru dumneavoastră am să mă adresez cu următorul cuvânt. Sfinte Ierarhie Vasile, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi. Deci iată, chiar din prima zi a anului sărbătorim unul din cei mai mari sfinți pe care îi are biserica, din cei trei ierarhi, pe Vasile cel Mare și așa cum ați ascultat și la strană în câteva clipe, născut în secolul 3-4, deci 330-379, deci 49 de ani, dar un model absolut de erar ca și Sfântul Nicolae, ca și Sfântul Spiridon, născut dintr-o familie cu mulți copii, din care familie, din 10 persoane, 8 ajung sfinți. Și vorbim de Navgrate, făcătorul de minuni, vorbim de Emilia, bătrâna, mama lor, bunica lor Macrina, sora lor Macrina, vorbim de unul din Petru, nu are care episcop prin Sevastia undeva, deci iarăși unul din frați, dar în special Sfântul Vasile cel Mare se distinge prin săvârșirea sau pregătirea profesională a școlilor în locurile păgâne, unde învață geometrie, unde învață filozofie, retorică, unde învață știința astronomiei, tocmai de aceea este și numit vulturul teologiei sau vioara Duhului Sfânt, prin faptul că va lăsa cea mai, la, pentru vremea respectivă astăzi, să spunem că poate nu ar mai părea atât de cuprinzătoare la știința și tehnica pe care o avem. Dar la începutul secolului al III-lea, sfârșitul secolului III, începutul secolului IV, vorbind de hexaimeron sau omilii la facere sau tâlcuirea facerii lumii în 6 zile, Sfântul Vasile cel Mare este unul din cei mai mari filozofi duhovnicești. Se distinge întâi printr-o viață deosebită, și aici voi puncta doar atât, școală, biserică, iar unii care nu puteau să limită întrăirea personală, măcar își tundeau barba ca el, se îmbrăcau ca el, încercau să vorbească ca el, să meargă ca el, să se poarte ca el. Deci era un model de invidiat sau de urmat. Al doilea lucru care îl caracterizează pe Sfântul Vasile este disciplina personală ca și slujitor, ca și viețuitor. În pustie, el excelează în aceste calități și apoi le pune în practică și atunci va alcătui, așa cum ați auzit din Sinaxar când a amintit, că a îndreptat unele strâmbătăți din viața monahală, adică a scris o carte care se numește Reguli mici și reguli mari. Sfântul Pahomie, când a întâlnit îngerul, pentru că monahismul acesta n-a apărut la întâmplare, mai auzi câte un creștin de ăsta de 100 de ani care vine și spune, dar cine vă dă vouă să voie să... De ce umblați cu părul lung? De ce faceți cutare? De ce opriți de la carne? Este un citat a Sfântului Apostol Pavel care îl folosesc împotriva călugărilor. Monahismul are o rădăcină la începutul secolului III prin marele eremit Antonie cel Mare și apoi prin marele începător a vieții de obște Pahomie cel Mare. Pahomie întâlnește un înger care îi spune, uite așa să se îmbrace călugurul, așa să se încingă călugurul, așa să poarte veșmintele pe el călugurul, așa să poarte gluga sau acea camilafcă care acum ai câteodată și un prilej de mândrie, că o faci cât mai mătăsoasă, mai elegantă, mai distinsă. La vremea respectivă era un ștergar negru pus în cap peste culion sau fesul călugăresc, care era o împletitură, cum purtăm noi iarna pe sub batic când e frig, și se punea acel ștergar tocmai ca să nu te uiți în stânga și în dreapta, să-ți risipești privirea ce face ăla, sau să vorbești cu ăla și cu ăla. Adică, cum s-ar spune, să folosim un termen de astăzi, ochelarii de cal, trebuie să vezi în dreptul tău înainte. Mai târziu, același înger, când îi dă îmbrăcămintea și îi arată Sfântului Pahomie și spune, în acest chip va viețui călugurul, adică așa să fie îmbrăcămintea lui, îi și spune îngerul Sfântului Pahomie, pentru cel mai voinic să ai o hrană mai corespunzătoare și o muncă mai puternică, pentru cel mai slăbuț să ai o hrană mai adecvată și o muncă mai ușoară, pentru că fiecare om este potrivit la locul lui. Și spune Sfântul Vasile cel Mare acea frumoasă expresie,
am văzut trup slăbănocit și post de rupt sau stors de post și rugăciune, dar plin de patimă. Și am văzut trup sănătos și minte sănătoasă. Trupurile se deosebesc unele de altele ca vreascul de fier. Și tot aici Sfânt Vasile cel Mare face acea frumoasă expresie și spune: una-i căsătoria, una-i călugăria, alta-i pustia. Fiecare în rândul cetei sale. Deci nu se poate îndeletnici creștinul de rând cu ale călugărului, dar nici călugărul nu se poate îndeletnici cu ale creștinului. Creștinul are alte libertăți și îngăduințe, călugărul are alte obligații și alte îndatoriri. De aceea trebuie să fim întotdeauna atenți, să nu confundăm cele două distinse căi de mântuire și nu putem noi în calitate de bețuitori pusnicești, numai pusnicești nu suntem, pentru că lumea este în mănăstire și mănăstirea în lume și contactul este reciproc în mod duhovnicesc, dar nu putem noi impune cuiva cât de mult să postească, ci trebuie să o facă după puterea lui, cât de mult să se roage, trebuie să o facă după puterea lui, cât de mult să privegheze, trebuie să o facă după puterea lui, sau cât de mult să se ostenească. Ei, Sfântul Vasile cel Mare, în cartea aceasta, Reguli mici și reguli mari, pe care o puteți găsi și într-o bibliotecă pentru citirea culturii generale, se numește Vechile rânduieli monahale, o găsiți sub forma unui călugăr copt cu chipul pe copertă și este închisă la culoare. V-am dat acest semn în ideea că v-ar interesa vreodată adâncimile vieții călugărești. Iar despre Sfântul Vasile spune că mănăstirile pe care le-a organizat în Capadocia sa pe care o cărmuia, erau numai de obște și erau toate sub strașnica ascultare a disciplinei monahale în care călugărul să nu umble vleaura prin cetate, călugărul să nu umble aiurea prin lume să se rătăcească, și mai cu precădere Sfântul Vasile pune accent pe multa rugăciune și nevoință. Sfântul Grigore, teologul, prietenul său, va trăi și el într-o mănăstire unde, odată glumind unul către celălalt, el îi scrie lui Vasile, era și mai aspru în canoane, și că lasă-mă, Vasile, mă, că la tine și păsările postesc. Iar Sfântul Vasile îi răspunde lui Grigore: unde, mă, la tine în mănăstire, unde și vântul se teme să bată? Adică era atât de aspru și de serios că și stihiile naturii se supuneau ascultării acestor sfinți, adică nu tulburau liniștea. Sfântul Vasile se distinge și printr-un apărător foarte vehement al bisericii, așa cum ați auzit, în timpul lui Valens, care era împărat apostat și apostazia aceasta consta în învățătura lui Are, care spunea că Iisus e o creatură superioară, nu-i Fiul lui Dumnezeu, adică Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat, mai înainte de toți veci și lumină din lumină, născut iar nu făcut, dogma din crez, și mergem până la a despărțit de ofințimea Tatălui de Fiul și au un boșbăie acolo în dogma Sfintei Trei. Bineînțeles că Sfântul Vasile are de lucru cu acești arieni și își demonstrează neputința lor printr-o minune pe care cred că an de an am repetat-o, acum doar o îi voi puncta. Luând arienii cu forța foarte multe biserici în Cezarea, au luat și așa zisa catedrală unde Sfântul Vasile își desfășura activitatea. Și Sfântul Vasile a spus: bă, nicio supărare, luați-o, dar vreau un lucru. Hai să o închidem cu lacăte și să ne rugăm. Vă rugați voi și dacă se deschide a voastră, ne rugăm noi și dacă se deschide a noastră și dacă nu se deschide, luați-o tot voi. Când au văzut că au două variante, au ales-o. Numai că, în schimb, când Sfântul Vasile a bătut cu crucea în ușa bisericii și a spus, deschideți-vă voi, porți veșnice, să intre împăratul slavei, ușile s-au deschis singure, arienii și-au recunoscut neputința și l-au lăsat pe Sfânt și biserica în pace. Aceeași amintire pe care ați auzit-o cei care ați prins acatistul pândelete de dimineață, trebuia să boteze pe un evreu Iosaf, și tocmai Sfântul Vasile se săvârșește din viață. Iosaf vine la mormântul Sfântului și spune: dar voi creștini sunteți mincinoși? Păi nu mi-ai promis că să vin azi să mă botez? Și se scoală Sfântul Vasile din sicriu. Se îmbracă în veșminte arherești. Cam ciudat, dar e cam de fantastic. Îl botează pe Iosaf și casa lui, se pune înapoi în sicriu și adorme și merge în veșnicie.
Deci iată ce putere dă Dumnezeu Sfinților Săi. Dacă ne gândim și la Irina, fata Sfântului Spiridon, care și Spiridon, Sfântul, o scoală din mormânt și spune, Irina, unde-i cheia prietenii tale, cu ideea de probleme din cauza averii care ți-a tăinuit-o soții. Caut-o tată în cutare loc. Unde credeți că ținea Irina cheia pentru curiozitatea dumneavoastră? Sub piciorul patului în casa ei, că acolo nu bănuia nimeni să caute. Și i-a spus Sfântului Dionsoiaș să o dea celui în cauză. Același Sfânt Vasile organizează biserica sub formă de comunități filantropice numite Vasiliade după numele dumnealui. În aceste vasiliade era azil, farmacie sau bolniță unde se tratau oamenii, loc de luat masa, biserică de rugăciune și pământ de muncă. Sfântul Vasile cel Mare cumpăra foarte mari suprafețe de teren și făcea pe ele aceste baziliade, aceste locașuri filantropice și acolo strângea toți săracii. Dar ce fel de săraci? Săracii care îl reprezintă pe Hristos. Cine nu vroia să se roage, cine nu vroia să se trateze sufletește, cine nu vroia să stea la vasiliadă și să muncească în cadrul ei, n-avea ce căuta acolo. Deci nu era sărac, era morfar. Ei, Sfântul Vasile pune această ordine în lumea săracilor, pentru că și voi câteodată întrebați azi cui să-i dai. Dai la oricine, dai cât să cuvine. Îi una să-ți dau câte un leu și tu să aștepți o întreagă